Salutare, sunt Claudiu Sima de la Mobilissimo, iar acesta este Nokia 7 Plus, primul telefon cu ecran 18:9 al finlandezilor de la HMD Global. Avem parte de un ecran de 6 inci cu rezoluție Full HD Plus, cu aspect 18:9, și după cum se vede aici avem margini foarte înguste ale panoului frontal și un design ce ne amintește puțin de Galaxy 8 2018. Ca și construcție, acesta vine într-o carcasă unibody cu ramă metalică, spate din policarbonat mat, ce este foarte plăcut la atingere. În spate găsim camera duală Zeiss cu senzor de 12 și 13 megapixeli, scannerul de amprente sub cameră și blitzul dual tone. Rulează Android One și asta înseamnă că vom avea parte de actualizări software rapide și de o interfață aproape stock, după cum se poate vedea aici. La interior există un procesor Snapdragon 660 și o mega baterie de 3800 mAh, care ar trebui să asigure o autonomie de până la 2 zile. Din câte am aflat la fața locului, acest telefon se lansează comercial în aprilie și sperăm să îl primim la recenzie cât mai curând pentru a ne face o idee despre performanțele sale și despre camera duală Zeiss din spate. Aici vedem varianta pe alb și acesta este Nokia 7 Plus de aici din Barcelona.